folclorul și tradiția prind viață la Muzeul Național al Țăranului Român. Meșteșugari din toate zonele se adună la târg să-și prezinte munca, pasiunea și să ne bucure cu măestria lor. Sunt motive de cusături vechi românești transpuse pe ceramică prin pictură. Povestea aceasta cromatică a plecat de la salvarea unei ii făcute de o străbunica noastră, o ie care se deprecia. Am încercat să-i salvăm culoarea, desenul, spiritul într-un cuvânt. Deci ce facem noi aici? Aducem un omagiu femeilor care la lumina de la lampă au reușit să coasă așa modele speciale. Este mastul nostru. Încercăm să salvăm motivul de cusătură veche românească. Soția mea le pictează, eu sunt muzul ei. În momentul în care mă vede spălând, îi crește creativitatea de 3-4 ori. Ea le pictează, meșteșugul este inventat de soția mea. Se numește Ceramică Brâncoveanu, așa se numește familia noastră. În perioada pandemiei nu ne-au mers vânzările. Ne bucurăm că suntem aici, la Muzeul Țăranului Român. Suntem aproape de ei și ei sunt aproape de noi. Încercăm să ne revenim după această nenorocire. Iile cusute manual sunt la mare căutare printre vizitatori. Acestea îmbină stilul cu tradiția. De mic am îndrăgit această meserie, văzând la bunica mea, la mama mea, cum tot lucrau de zor. Și m-am apucat și eu să fac o artă din asta. Realizez produse pentru femei, pentru bărbați, pentru copii. Tradiția aceasta este o avere pentru noi, brezenii. Am moștenit-o de la moș-strămoș și încercăm să o păstrăm vie și să o ducem mai departe. Cu toată pandemia, să știți că m-am bucurat de un număr mare de vânzări la ei. Prețurile variază în funcție de modele. Cu cât modelul este mai complex, cu atât prețul este mai mare. Sunt lucrate numai manual. Timpul de execuție la oie durează între o lună, o lună jumate și chiar două, depinde de complexitatea modelului. Și nimic nu este făcut la mașină, totul manual. Printre obiectele tradiționale prezentate la târg se află și icoane pictate manual pe lemn în stil bizantin. Pasiunea mea este a dărui frumos, a dărui artă. Tata și mama se ocupă cu pictura, tata e și profesor de pictură. Și pasiunea mea este asta, să creez, să cercetez, să descoper și să dăruiesc. Copiii sunt atrași de frumos și de artă. Chiar dacă întotdeauna nu înțeleg cum înțelegem noi adulții, însă ei înțeleg acest frumos. Este în ei. Este o icoană pe un scoarță de copac pe care am găsit-o la mare, anul trecut. Am scos-o practic din apă, am uscat-o și am tratat-o, aici am pus foiță de aur. Și astăzi a fost ziua ei, adică astăzi am hotărât să o pictez.